Stelian și Ramona au lăsat anumite lupte deoparte și inevitabil au ajuns și la o ploaie de săruturi. Și te-a apropiat așa de tare. Ca să te țin așa în brațe. Nu vrei? Nu vrei? Bă, da, e dulce. Ca să nu îți lipsească chestia asta, să nu-ți fie dor. Aaaa, de-astea faci? Ok. Mă, ce-a Wow. Mă, măcar hai să fie amuzant, dacă tot să aibă un sens. Ești roșu. Serios? Nu, bă. Place? Mamă, deci dacă iar o strească să comentez ceea ce fac, n-am să o mai fac. E amuzant din punctul meu de vedere și trăim momentul. Aseară, Stelian o provoca pe Ramona la un joc cu iz de cunoaștere. Uite. Fii atent. Hai să facem un mic jocul ăsta. Eu spun niște chestiuni despre mine și tu despre tine, cumva, știi? Uite, miercurea și vinerea țin post. Știi ce înseamnă să ții post? Normal. Știi, da, e un aspect despre miercurea și vinerea, nimic. Nu tu mâncare și nu tu alte chestii. Mi-ai spus despre tine și mi-a captat cumva atenția, ai spus că ești o fire foarte lipicioasă și nea. Uite, ca idee, uite, e un aspect care pe mine mă atrage foarte mult la o femeie. Eu așa sunt. Văd. Nu cu toată lumea. Gândește-te că cu fostul meu am stat cu 6 ani și n-am fost deloc lipicioasă. O trăsătură care te atrage pe tine foarte mult la un bărbat. Nu știu dacă am una special să mă minte. Uite, mi-ai spus odată că nu-ți place un bărbat dur. Exact. Dur în ce sens? La modul... Nu mi-ar plăcea să mă iubit, nu știu, agresiv. Nici fizic, nici verbal. Și nu știu, să aibă răbdare. Dar în mare parte îmi place să... Să am lângă mine un bărbat, nu un băiat. Un bărbat adică să fie stabil. Să știe ce își dorește. Să fie alături. Să mă susțină, gen să-mi dea sfaturi cum faci tu. Dar asta cu să fii foarte lipit de mine, nu știu dacă mi-ar plăcea. Păi da, tu cumva ești așa, dar... Eu pot să fiu de tine. Da, am înțeles. Eu nu sunt romantică. Eu nu sunt persoană. Nu. Cum mă, nu? Nu. Serios? Nu sunt. Da. Dacă mi-ar plăcea mult de băiatul ăla, da, poate aș face anumite lucruri romantice. Și dispusă să stau, gen, să spunem că vii foarte târziu de la muncă, nu? Okay. Bine, pe lângă faptul că nu te aștept cu mâncarea și chestiile, pentru că eu nu mă culc până când nu vii tu acasă. Eu... hot. Așa? Nu știu. Ce? Tot să te seama cum să te aștepte iubită să așa cu căpșion, cu ciocolată, cu șampanie. Cu petalii trandafir în cadă. Romantic, nu? Frumos, drăguț. Da, poate cu o lenjerie mai interesantă. Asta e partea a doua. Sau poate deloc. Ulu, băi. Hai, da. Da. Băi, nu prea exprim verbal lucrurile, știi? La modul... Încă lucrez la chestiunea asta cu cuvintele, știi? La modul nu prea stau să menajez lucruri sau să spun pe ocolite. De regulă sunt destul de direct și cu adevăruri dureroase, să spun, știi ce zic? La modul, nu prea sunt cu cuvinte calde sau ceva de genul ăsta. Uite, lucrez în continuare la aspectul ăsta, dar de regulă eu îmi exprim cumva prin acțiuni, știi? Nu prea vă să auzi de la mine cuvinte foarte mult sau despre cât de... Dacă mă afectează anumite lucruri, nu prea ai să... Îți dai seama de ele, știi ce zic? Și nici nu o să le comunic foarte mult.
dăruirea față de persoane, nu neapărat prin cuvinte. Bineînțeles că aduc și complimente, fac și aluzii și ai văzut că e un punct foarte cumva cuvintele mele, știu să le folosesc. De ce ai făcut fața aia? Pentru că ai unele cuvinte care dor. Le spui într-un, nu știu, într-un mod care îți rămân în cap mult. Gen chestia cu cămașa. Ai spus așa pe un ton. Păi am făcut-o și intenționat. Eu așa mă manifest în general, știi? În exterior, uite, ăsta, un aspect despre ăsta sunt eu în exterior, știi? Nu am avut o relație, am ieșit de fapt dintr-o relație serioasă, da? Sunt un bărbat singur, n-am parteneră, n-am soție, nu-mi plâng copii acasă de foame și muncesc foarte mult, știi? Dar dacă ar fi să fie o chestie despre mine, îmi place mult energia feminină. Ies pe la terase, poți să ies pe la cluburi, gen eu cu tine, da? Putem ieși și să facem toate chestiile împreună, știi, ca într-un cuplu, dar nu mi-am asumat până în momentul de față o relație serioasă, știi, dar că, cum ți-am spus și ție, la fel, ai grijă cu sentimentele, să nu te atașezi, nu vreau să suferi din chestia asta, știi, dar nu ar fi corect să facem chestia asta, știi cum, știi ce ți-am spus astăzi, legat de faptul că să rămânem prieteni, nu prea funcționează în contextul ăsta, știi? Adică emisiunea cumva se cheamă Mireasa, știi? Nu se cheamă Prietenii sau ceva de genul ăsta, știi? Că am intrat în casă și se uitau ăștia toți la mine căci că, bă, să vezi că te contrazici, bă, vezi că iar îi dai speranțe, bă, vezi că nu e ok și bă. Și asta și am zis, bă, n-am vrut să-i aud prima dată, la modul m-am dus în sală, am făcut alte chestii. Dar stând și medităm cumva la acțiune, mă, n-ar fi corect să o ținem pur și simplu. Chiar dacă știm chestia asta, ți-am spus, vezi să nu te atașezi la mine, vezi să nu știu ce, să nu prind sentimente, nu vreau să te văd suferind și chestii de genul ăsta, știi? N-ar fi corect pentru că emisiunea se cheamă Mireasa și cumva, aducându-l pe eu din exterior, cam anulez motivul principal pentru care am venit aici. Și nu e corect, n-ar fi corect față de alți băieți, spre exemplu, încă o dată, nu avem nimic serios, dar eu te țin doar și nici pentru tine n-ar fi serios, n-ar fi corect, pentru că vrei ceva serios, iar eu ți-am spus, nu prinde drag de mine, știi? Doar ca să treacă competiția și lasă că mai intră fete și în momentul în care o găsesc pe alea să putem la revedere sau lasă că vine un băiat și în momentul în care simți că el e, putem să rupem legătura. Nu funcționează așa. Capricile iubirii. Bună seara! Nu zic nimic, ai zis că trebuie să dai cu subsemnatul și mai bine nu zic, nu? Păi zic tu. Putem vorbi despre destrămarea universului, despre încălzirea globală, că sunt și alte subiecte, adică cred că cu toți suntem competenți să discutăm și altceva, dar vorba ta este la Mireasa. Cred că am fost puțin cam, să spunem, copleșit, poate. Cine te-a copleșit? Atmosfera, în general. De frumusețea Ramonei mă așteptam să spui. Pe lângă asta. Asta n-am mai menționat, că e de la sine înțeles. Da, spuneai asta în momentul în care o sărutai. Cu siguranță nu o să te întrebăm cum se face asta, știm cu toții cum se face, treaba cu sărutul. O să te întreb eu, ce e diferit? Ce te-a făcut să te reapropii de Ramona? Ce e diferit de data asta? Păi, totul a plecat de la un date pe care l-am avut zilele trecute, la un task pe care l-am câștigat. L-ai câștigat tu? Da, a fost task-ul cu cheile. Așa, și? Și câștigasem un date și a fost o zi destul de încărcată, alesesem o fată cumva cu energie, cum să spun eu, nu foarte agitată, mă spune. Și mi-a povestit cumva că îi pare rău de ea și că ar fi niște aspecte cumva pe care nu le-am discutat sau poate am lăsat loc de interpretări. Și am crezut că cel mai ok ar fi ca tot ce e în doi să se desfășoare în doi, dacă au fost loc de, dacă am lăsat loc de neînțelegeri sau de, am spus mai devreme, dacă am lăsat loc de interpretări, să le discutăm, să le comunicăm și să fie stabilite de ambele părți. A, deci nu se discutase tot? Pentru mine era cumva destul de concret, adică au fost niște aspecte care m-au deranjat. Ea a recunoscut că a făcut niște greșeli, dar nu neapărat că faptul că s-a întâmplat față de mine. Am simțit-o cumva că i-a părut rău și că a înțeles că a făcut niște lucruri
care nici ei nu-i separ ok din partea ei. Și mi-a plăcut cumva aspectul ăsta că a spus-o din inimă. M-a atras cumva treaba asta, că s-a convins că a făcut niște lucruri. A spus-o cu gura, nu din inimă, stai tu liniștit. Tu consideri că e o parte de contribuție în conflictul ăsta dintre voi sau ce a fost? Consider, înțelegerea asta? Consider că da, au fost niște, am lăsat poate loc de niște lucruri sau nu am fost foarte concret și nu le-am explicat pe deplin. Da, ar putea să fie. N-ați asta. Vorbit suficient? Asta vrei tu, de fapt, să spui și... Da, consider că s-au... Ați avut timp să vorbiți acum? Consider că s-au clarificat niște aspecte, mai ales în cursul zilei de ieri. Și să spunem, am luat, eu personal am niște principii, dar am ales pentru că, nu așa, mi-e dragă, mi-e drag de ea. Telian, sincer, eu sunt mai grea de cap și nu prea înțeleg multe și tu spui că s-au clarificat, dar mie, eu sunt tot în ceață. În material spuneai, îi spuneai Ramonei să nu se atașeze de tine, da, pentru că e posibil să intri o fată și tu să te îndrăgostești de fata respectivă cu care să-ți dorești o relație serioasă care poate duce către căsătorie. Însă atunci nu înțeleg, aveți o relație cu beneficii. Da, asta a fost o greșeală. Care este statusul vostru acum? Nu, mi-am dat seama din partea mea, comportamentul ăsta nu e corect. Nu. Da, știi cum sună ceea ce se întâmplă între voi? Sună ca atunci când doi oameni, un bărbat și o femeie, au o relație și se ceartă. Și poate nu vorbesc două zile, trei, cinci, câte au fost la voi. Și după 3-4 zile intervine, nu știu, da, nu aș vrea regretul să... sau sentimentele pe care le au, nu știu, cred că cel mai bine Roxana sau Andrei ar putea să ne explice. Mie îmi sună propunere de relație deschisă, dacă mă întreb, de la mine așa se vede. Întrebarea mea ar fi pentru tine, Stelian, și pentru tine, Ramona, dacă voi știți data următoare, când o să aveți o neînțelegere, cum să o gestionați, ce e de făcut? Hai să clarificăm un pic și ce înseamnă relație deschisă, Roxana. Relație deschisă înseamnă când partenerii își propun să mai aibă relații și cu alți parteneri. Adică cam ce i-a propus Stelian, că dacă ar mai veni o fată în casă, ei să comunice și cu cealaltă fată. Să danseze, să se sărute, să... Da, corect, așa este. Dar am înțeles că nu e un comportament în regulă în cadrul unei asemenea competiții și am înțeles că nu este nici în regulă din partea mea să... Stai puțin, Stelian. Comportamentul în regulă îl stabilești tu. Da. Nu poate să-ți impună nimeni cum să te manifesti aici. Pentru că știi ce se întâmplă? Nu e nicio diferență între a fi aici și a fi în afara casei mireasa, doar că voi sunteți în casa mireasa. Dar dacă vouă vă vine să faceți anumite lucruri, faceți-le, adică... Tocmai asta este, pentru că nu e o chestiune impusă. Da, nu, stai puțin. Aș vrea să înțeleg un lucru. Nu este ok pentru că noi nu te-am încurajat să faci nici într-un fel, nici în altul. Nu este ok față de Ramona, nu e ok față de noi, nu e ok față de telespectatori și de felul în care te percep ei, nu e ok din ce punct de vedere? Nu e în regulă din mai multe puncte de vedere, cum spune-ni-le. Am spus. N-ar fi în regulă nici față de ea, da? Și-a exprimat clar intenția, nu ar fi în regulă nici față de alți băieți, poate care n-au interacționat cu alte fete, iar eu să cumva să o țin pe Ramona aproape, dar să nu fac un pas către ceva mai serios. Și nu ar fi corect nici față de mine până la urmă, nu-i așa? Dragilor, nu știu. Să știți că s-a mai întâmplat de-a lungul sezoanelor. Noi suntem aici de multe sezoane, au trecut mulți prin mâna noastră și vreau să vă spun că s-a întâmplat ca să se formeze anumite cupluri și la un moment dat să intre o fată sau un băiat și să se despartă cuplul existent în casă pentru că au considerat că persoana care a venit le aduce plus valoare din mai multe puncte de vedere. Și atunci există și posibilitatea asta, adică faptul că noi discutăm aici despre ce e ok în general, ce nu este ok, este una, dar până la urmă voi alegeți cum vreți să mergeți mai departe aici. E vorba de viața voastră, da. Sunt unele lucruri pe care eu le pot spune din experiența mea de la cabinet, de exemplu, sau din ce am citit, sau din experiența mea personală. Dar voi treceți toate lucrurile astea prin filtrul vostru și hotărâți
dacă puteți învăța ceva de la noi, dacă puteți lua ceva de la noi, vă aduce plus valoare, sau dacă nu vi se potrivește. Adică voi nu trebuie să faceți lucrurile de dragul nostru sau de dragul telespectatorilor. Voi trebuie să vă trăiți viața, dar să vă asumați că uneori vom fi de acord cu ce faceți sau nu vom fi de acord, dar până la urmă tot viața voastră este. Adică noi ne ducem acasă și dormim liniștiți. Voi gândiți-vă că e vorba despre viața voastră și nimeni nu are dreptul să vă judece pentru alegerile pe care le faceți. A, că nu suntem de acord, este una, dar nu... Nu trebuie să fiți constrânși exact. De ce spunem noi în a face ce adică dacă voi tu vrei o relație deschisă, așa cum a definit-o Roxana, este... Alegerea voastră. Alegerea voastră. Atâta timp cât alegerea este consensuală, adică din ambele părți, și noi suntem noi să ne punem contra. Eu sunt de acord cu asta, dar e foarte greu pentru fetele de acasă să zicem că există o fată care deja te place și poate că se înscrie la casting sau s-a înscris deja. E foarte greu să intre în casă și să spună mie îmi place Stelian, tu fiind de mână cu Ramona și... Probabil că o să spună că e simpatic sau că arăți bine, dar o să-i fie foarte greu să te invite la un date stând cu Ramona în casă. Sau, nu știu, văzându-vă toată ziua, pupându-vă. Raluca, știi cum e asta? Dacă e să fie, vor fi oricum. Întrebarea cred că e ce vă doriți voi cu adevărat. Adică, Stelian, îți dorești pe bune o relație de lungă durată? Sau îți dorești să te distrezi? Sau îți dorești doar să te distrezi? Despre asta este vorba. Aș prefera o relație de lungă durată. Prefera, da... Ideea e că sunt foarte multe topicuri, doar sunt foarte multe perspective și nu mi-ar ajunge să le explic că iarăși ajung să încep să spun. Nu mai începem acum, mai spunem peste o jumătate de oră că na, așa se întâmplă. Ideea de bază, cum s-a spus, nu că mă simt constrâns, dar am primit niște observații. Bineînțeles că le-am trecut prin propriul meu filtru al gândirii. Cine ți-a făcut observații legate de ce? Avem parte... Nu. Ideea e că noi ca băieți împreună am primit neapărat și poate niște observații, poate niște sfaturi, adică asta facem noi împreună, dezbatem subiecte, comentăm pe multe spețe. Mi s-au făcut cumva niște observații, după cum am spus. Le-am trecut prin propriul filtru, am meditat la acțiunile mele. Este foarte important să înțelegem că cu toții facem greșeli și e foarte important să știm să ascultăm și să cunoaștem faptul că o greșeală poate este la noi. Tocmai am stat și m-am gândit puțin la unele aspecte. De asta a fost așa cumva, poate destul de rapid, o schimbare, să spunem, că nu... E pur și simplu a fost, apoi nu mai e și iarăși un roller coaster în ăsta emoțional. Nu sunt genul ăsta de om. Dar cumva... m-am gândit mai bine și este important încă o dată să știm să ascultăm. Am tras alte concluzii, tocmai gândindu-le din propria perspectivă, fără să mă simt constrâns de cineva. E o chestie foarte importantă ceea ce ai spus tu. Oricum, voi doi trebuie să stați de vorbă și doar voi doi puteți hotărâ ce, cum și mai ales cum vreți să fie relația voastră de acum înainte.